Cristoțul. Foarte bine. Sănătate, bine ați venit. Bine ați venit. Deci luați putere aici, da? Da. Sănătate, bine ați venit la noi. Sănătate, bine ați venit la noi. Stani, uite, e emoționată că de mână. Vă urmărim! Domnul Bălan, da. Bă, da. Toate sunteți niște drăguțe. Să trăiți, da, mă. Da. Bravo! Să trăiți sănătate! Doamne ajută! Să trăiască Caragalul! Să trăiești! Domnul Diaconescu! Să ajungi președinte! Domnule, a făcut armata la Caragal! Caragal și tot! De meselul tot! Exact, a avut școala de șofere! 70-72! Să fii umit! Domnul Părnețeanu! Să trăiești, domnul Părnețeanu! Da, am văzut. Ai văzut la televizor? Ia de gând, eu stau să mă uit la televizor. Au venit, au venit. Mulțumesc, bine. Da. Toată încrederea, cu toată încrederea. Bine v-am găsit. Sănătate? Da. Comună mare, cea mai populată comună din județul Hunedoara, da. Cea mai mare. Da, cea mai mare. Cele mai multe sate. 4600 de locuitori. Cam câți oameni ies la vot? 2800. 2008 au fost undeva la 2600. Deci vă trebuie 1000 de voturi. Aproximativ. Deci câștigă să aveți. Sperăm. Dacă ne ajutați. Da, sperăm. Și ce faci? Ce sunteți de profesie? Jurist. Am fost jurist la primărie 6 ani. Plecat și acum am gândit că oamenii poate au o șansă și poate mă vor înapoi. Normal. Și primarul actual ce partid este? Domnul primar face parte din alianța USL-ului. Practic că dumnealui este candidat ai PNL-ului și este primar de 12 ani. O să fie o luptă cam grea. Dar nu s-a săturat totuși? Sau n-a obosit atât de mult? Probabil că nu. Din moment ce mai candidează... Contracandidați? Ceilalți contracandidați avem, alți contracandidați din partea UNPR-ului și PDL-ului. Avem un domn șef de ocol. Avem un independent. Și să vedem ce mai veni. Asta știm deocamdată. În cazul în care o să câștigăm, și dumneavoastră clar veți câștiga, așa, da. Îi bate la scor, îi bate la scor, da. Oamenii vă iubesc foarte mult. Știți cum o să se clatine în finală prin Antonescu? Știți să ține de sforile ringului? Le-am văzut, sunt foarte bune. Bune, stricată, foarte bune, dumneavoastră nu vorbesc că munciți foarte mult. În cazul în care o să câștigăm și o să fim clar cu dumneavoastră, în cazul ăla vrem să știm și noi oamenii de aici și toată lumea și eu în special, pe dacă ne putem baza pe un sprijin. Ne putem baza pe un sprijin financiar, bineînțeles, din partea guvernului, care va fi la conducere, nu pentru proiectele noastre. Eu vin aici în luna iunie, la sfârșitul lunii, să sărbătăm. Noi vă așteptăm oricum. Mulțumim frumos! Noi vă așteptăm oricum. La revedere, multă sănătate și mulțumim de susținere. Nu mă întind. Sau veniți încoace, dacă mai vreți să dăm mâna, să... O poză! Și dacă vreți până alegeri să veniți pe la OTV, la București? Sigur că aveți, da, sigur că da. Avem un reporter, nevoie. Un reporter din zona. Da. Vrem aia... să prezentăm așa, cam la toată lumea, cam toată zona. Că... Trebuie să... O femeie candidează... Trebuie să se cunoască zona, sunt atât de multe obiective aici și păcat să nu fie cunoscute. Eu sunt olteancă de... Așa, vezi, acum să știi. Acum ați înțeles. Da, și eu sunt olteancă. De aici, trebuie să fie aici. Olteancă de unde? Da, de la Târgu Jiu. Soțul meu e din... Da, ați câștigat și concursul de Miss Hunedoara aici? Nu, că nu am participat. Dacă se vadă trezătorii cum arată un candidat de-a nostru, uitați-vă ce frumos e îmbrăcată, ce frumos vorbește și ce frumoasă este. Mulțumesc foarte mult! Revedere! Mulțumesc mult! Hai, domnul președinte!
Ok, mulțumesc. Nu faceți cum noi. Hai, facem o poză. Hai, cine știe să apese? Hai, apăsați repede. Gata, ok. Poftiți, vă rog. Eu am. Să mă ocup de problema doamnei. Am discutat înainte, dânsa a ținut neapărat să stea de vorbă cu dumneavoastră, n-am putut să o opresc. Da, da, foarte bine. Și, foarte bine. Dar o să o ajut. O să o ajut că... Să mai ziceți o dată numele dumneavoastră. Ciolea, Cristina. Ciolea, Cristina, da. Pui, viitoarea primăriță. Da, da, da. Să trăiți, să rămâne. Nu, Diaconescu. Mai botează lumea șurubul. Da, da, da. La demă, nivel de votul, de moloc. Da, da, da. O apăsează. Lăsa pe șurubul. Și mai trebuie la are servul, dragă, și succese de șofă. Doamne ajută! Ia Dumnezeu bine, hai să-l apuie. Iaconescu! 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 Tot respectul domnului Iaconescu. Costică din vestul care a vorbit cu dumneavoastră. Dumnezeu sănătate. Justiția și cu poliția la bine. Să vă uitați bine pe numărul ăla. Vreau să mă ocup. Un președinte. Să vă dea Dumnezeu tot bine din lume. Unde? La ce? Domnul Horia, n-a venit. Domnul președinte, vă văd la televizor. Bine ați venit în țara Hace. Bine ați venit la Hace. Dumnezeu să vă dea sănătate și multă putere. Cu dragoste și iubire avem fericire. Cu ură și răbdare, viața nu e bună. Viața trebuie să știți ce vrei și să fii stăpân pe tine. Să fie cu dumneavoastră. Dumnezeu să vă aibă grijă. Sănătate, domnul Diaconescu. Avem probleme cu pensia, vai de noi, suntem amărâți. Vă votăm, suntem fanii dumneavoastră. Domnul, da. Să fiți sănătoși. Cu adeziunile trebuie să vin pe la dumneavoastră la București. Vă rog frumos, am să vin eu cu trenul până la dumneavoastră. Ce s-a tur de hoț? Și județul Unedoara. Trebuie mai schimbat. Domnul, da, uitați în direct. Vă dau adeziune pentru... Bravo, în direct. Avea și la video. De aici? De aici se te lua. Asta mă dai cu coloare, că nu ești adeziune în direct. De aici, să... Da. Sigur, să vă scrieți cât de mult să câștigăm alegerile. Să trăiți, să vă rugăm de Dumnezeu. Mâna rea la care se vorbește că e cu Băsescu, să nu fie. Nu merg cu ce trebuie îndepărtată. Din potrivă, sunt de acord cu tine. Da. Iasmina va fi cu dumneavoastră. Iasmina va fi. Deci, nu ținut doar, dar 12 ani sunt venit. Iasmina. Fiți aici și în ziua votului, da? Da. Ai schimbat ceva aici. L-am adus pe Pădurățeanu. Aici e. Soțul a fost medic aici. Eu educatoare. Le spuneam la copii că în funcție de profesor iubește copilul matematica. Așa că totul ce facem să facem, nu? Așa este. Și important e ce lăsăm în urmă. Doi copii medici. Unul este la urgență la Deva. Extraordinar. Vă dați seama ce e acolo, la urgență. În spital județean. Mamă, ce gardă ai avut? Doi băieți burți. Bine, noi la unul nici capul. A doua, a treia, comandantul de la... Acolo numai cazuri grave sunt în urgență. Și nimeni nu... Și doctorul pleacă pe urmă. Tu vrea să te atingă. Ia uzi, ce frumos a zis, are o față de porțelan. Aici te bagi doctorii sau unde?
Aici de 11 ani, de 11 ani s-au închis pe toată afară de la mine, din părerea și lor. Și cărămizele lor, de 12-13 ani. Nu are unde lucrau, nu face o meserie, nu nimic domnul. Nici nimic, abia așteptăm să intrați la putere, să putem să avem un serviciu. 10 iunie, toată lumea, cu mic, cu mare, să fie prezență, e important. Da. Vedeți, domnul Diaconescu acordă importanță Hațegul, lasă-i țara Hațegul. Hațegul are muzeul la Rapsodia Românească, dar nu trebuie să vă spune. Nici eu. Am luat. A fost la... Ce, ești în clasa a doua? Unde? Da. Aici la Hațe? Da. Bravo. Ai simpatie. Da, i-am făcut să sunt. O să fie o mare divă a României. A țării Hațegul. Cu domnul Codurățeanu. Mândrie. Să vorbească pentru emisiunea domnului Dan Chitari, sâmbătă la prânz emisiune cu copii. Okay. Da? Hai să dați-mi un telefon, dumneavoastră, lăsați-ne un telefon la dumneavoastră și dăm noi mai departe. Ce frumos a zis, pe față de porțelan. Vă rog, aici, aici să sunați, da? Sunați-mă că mai departe mă ocup pentru programare, bine? Vă rog, neapărat, neapărat. Aveți grijă, aveți grijă. Unde avem sediu aici, să știu oamenii ăștia sau unde se vede, să vă scrie. Lângă Ferdinand, lângă Ferdinand. La Marina, da, da, mă duc într-o lume de sediu, acolo, neapărat. Mâine seara să fie legătura acolo. Mâine seara, mă duc. Câți ani? Noapte ne uităm la dumneavoastră. Vedeți, a venit pe serialitate. Da. Da. În anul 2929 să vă dea Dumnezeu sănătate. Și dumneavoastră la fel. Apucăm împreună să ne bucurăm. Da, da, da. Da. Oh, wow, ce faci tu? Președinte! Zi, îmi place emisiunea dumneavoastră. Îmi place emisiunea dumneavoastră. Și vreți să fiți domnul președinte? Să rămână. Rușine! Domnul Dan Diaconescu. Cum te cheamă? Rebecca. Rebecca? Din Hațe? Mhm. Cine se mână așa frumos? Ce e? O mamă. O, e normal. Tati, unde e? Da. Zi, nu avem tată. Nu avem tată. Bine, să crești mare, da? Să înveți, să înveți la școală bine, da? Ce te faci când o să fii mare? Ne luptăm ca la Mărășești. Iar dacă nu, trecem pe DDTV, care e același lucru, până când, cu ajutorul votului dumneavoastră, schimbăm legile astea. Să luăm. Locul de muncă, nimic. Vrei să fii ca fata asta, să fii și cu reporter? Doamne, uite, lumea te roagă, te roagă să te rupi pentru TV, să nu distrugi. Vă rog frumos, noi locuim afară în Italia, dar sper că nu lăsați treaba cu televiziunea așa de rămâne. Doamne, dar asta e inima românească. N-am pierdut noi nicio luptă, da? Să învingem împreună cu poporul, cu dumneavoastră. Da? Ei de asta să mai tem de popor, că de restul nu mai interesează nimic. De restul nu ne mai frică. Da. Bine, mulțumesc mult oricum de primire. Să rămână. Succes. La revedere. A vorbit cu dumneavoastră. Domnul președinte. Dar după 11 ani, eu sunt acel băiat. Te-am spus despre justiție, poliție, procuratură.
și toți nemernicii din țara românească. Eu am dat cu trei polițiști. Nu mi-e teamă. Am făcut, mă vedeți așa, voi mi-e. Dați drăguț. Și cântăreț. Și i-am făcut cânte după cum au dat amendă. Și nu mă auziți aici. Câte cui? Împotriva ciocoilor? Sau da, da, da. Ia. Polițai mai polițai, la 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 la. Numai amend și să-mi dai, la 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 la. Amenda de vă 300, la 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 la. Dar v-ați dat și 400, la 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 la. Dar v-ați dat și 1 milion, la 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 la. Eu la voi numiți dator, la 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 la. Și cu mai multe, eu și compun. Am compus și pentru domnul Dragan Munteanu, fiertat. Slăvit să fie. Ne face și noi unim la Partidul Poporului. Facem cu... Acum, eu sunt mai mult ocupat cu telefonul meu, sunați pentru să vorbim bine? Da, 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 în direct, așa. Da, și mie, da, și mie. Domnul încă o dată, Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Mulțumim Hațegului! Multă sănătate! Doamne ajută! Doamne ajută! Domnul să fie, să fie bine! Am intrat atâta ora. N-am prins telefonul. Păi, problemă de sănătate și copilul meu trebuie să vă 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 trebuie să la televizor doresc să am fost președinte, vă iubim și vă așteptăm în colaboratorii, să colaborăm la telefonul. Scarme Mugonoadă, da, sunt urăită, da, mă rog, o carte de vizită. Da, vă sun, dar nu prea reușesc să vă sun. Am probleme și cu soțul, cu domnul Dean, să nu vă fie frică, că vă spătrân să vă spun, dar vă bun și vă doresc mult succes. El e iubit pe noroc. Diaspora. Avem un om care se ocupă de diaspora. Vă purtăm în rugăciune. Ne rugăm în rugăciune. Mulțumim din suflet. Dumneavoastră sunteți reprezentantul la Mânăla. Pe județul Mânăla. Aici e Hărălăbdă? Da, da, vă puteți o Hărălăbdă. Bine. Mă caut la birou. Vă rog, mă sunați că aveți numărul. Poftim? Aveți numărele, mail-ul, tot, tot, tot. Da, da. Aici e Hărălăbdă. Mulțumim mult de tot Hațegului! Doamne ajută! Vă invidem, doamne! Domnul președinte, respecte! Sunt un far al dumneavoastră. Am fost adunat la OTV, Carol a fac. N-are important. Sunt mulți care vă trec cuvinte. M-a sunat de la Timișoara cineva, să la hotel, să iau, vreau să devin membru, sunt înrăit. Aici în Hațeg. Iau legătura, vreau să fiu membru și vreau să vin la OTV să discutăm mai mult. La noi aici. E frumos, vedeți, să rămâne tot așa dacă sunteți binecuvântate, Dumnezeu, domnule.